Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. M-ați tot întrebat cum se desfășoară o zi din viața noastră și asta vă arăt eu astăzi. La ce oră ne trezim, ce activități facem, ce mâncăm, haideți cu noi! Thank you.
Să merg și eu cu tine? Să mergi, da? Bine, hai că merg și eu cu tine. Așteptăm aici să vină, da? Noi am coborât fiindcă să vină părinții mei să ne ia. I-am pregătit aici punguța lui David niște schimburi. Schimburi și pentru mine, fiindcă n-am apucat decât să fac duș, trebuie să-mi fac baie și pe cap. Mâncărică pentru el, ciorbiță și pește cu mămăligă să mănânce. Și uite că au venit. Au venit să ne ia, fiindcă eu astăzi am programare la gene. Și trebuie să ajung la 4 sau 4 jumate, nu mai știu, nu, la 4 am programare. David o să rămână la ei mei să doarmă și mergem împreună, fac și tata, așa adus amintești de tata, tata doarme. Adi a muncit ieri 24 de ore și astăzi încă doarme. Haide, hai la mașină! Am trecut să iau și câte o pizza, cred că v-am mai zis eu de pizzeria asta, pizzeria Atos. Bate un pic vântul, sper că mă auziți. Și dura prea mult să le livrez, așa că am trecut noi, este în drumul nostru. Am luat 3 pizza și am primit și una gratis. Să mergem să mâncăm, că n-am mâncat nimic, ca să-ți abia aștept. Păi că au schimbat și măsuțele, nu erau astea înainte, sunt super drăguți. Am ajuns acasă și le-am pus așa pe masă să vi le arăt și vouă. Asta este țărănească. Frige, David? Miroase bine? Da. Da. Ai mei au vrut țărănească, eu am vrut prosciutto e funghi, cred că asta ar fi fost și mai mi-a dat-o capricioasa cadou. Nu că mi-a dat mie, pur și simplu au ei o ofertă 3 plus una gratis. Între... Deci, am mâncat eu o feliuță deja în mașină că nu mai puteam de poftă. Da, cam asta o să mănânc eu prima masă a zilei de astăzi. Am ajuns acasă, mai am un sfert de oră până îmi vine programarea. Așa că o repede să beau un pic de apă, să mă schimb și gata la treabă.
Ce, mama? Ce voiai să-mi zici? Ce vrei să-mi zici? Spune-mi. Mama, foame burtică. Ce foame la burtică, mama? Cât de mult? Mult sau puțin? Mult. Uf. Vrei griji cu lapte? Da. Acum. Și cu un pic de miere, așa? Un pic sau mult? Ce faci? Ai măsurători? Construiești ceva? Uite, cred că trebuie să o pui așa. Așa. Uite, ai intrat, vezi? Super! Puțin, David. Haide, dă fața mai aproape ca să nu scurg. Bravo! Vai, da, ce frumos a mâncat David. Bravo, mă, iubirea mea, bravo. Bravo, puiul meu, curge. Ai mâncat tot? Ai mâncat tot, mămiță, să mai pun? Mai vrei? Da, mai vreau. Cât? Mult. Am ieșit cu David pe afară și de ceva timp ne place să venim aici, în parcul Taylor. Nu știu dacă știți despre el. Știu că sunt mămici care... Parcul Taylor, așa se numește, mama. Știu că sunt mămici care stau în sectorul 3 și poate n-ați auzit de el. Voiam să vi-l arăt eu acum. Este destul de aproape de noi. E mai frumos când e înverzit așa cu totul, dar cred că din cauza căldurilor foarte mari și a soarelui puternic s-a cam uscat iarba. Dar, oricum, e ok, fiindcă sunt alei din astea, și pavate, sunt și trepte. Iar în mijloc este un lac micuț, sunt pești și au și un teren de fotbal. Vă arăt imediat. Și cam ăsta este lacul de care vă ziceam. Bine, nici nu știu dacă se poate numi lac, fiindcă este micuț. Dar sunt o grămadă de băncuțe, de obicei sunt ocupate, dar este un loc foarte, foarte liniștit. În stânga mea sunt niște bătrâni care joacă table, sunt oameni cu copii mici, cu căței și așa mai departe. Și zona este plină de macarale. David, care este un nebunit cu macaralele, vă dați seama că îi place mult aici. Și acesta este terenul, cred că sunt două de fapt. Terenul de fotbal. La fel, de obicei, mai ales în weekend, este cineva. Sănătate, David! Sunt o grămadă de tineri care joacă fotbal sau altceva. Și asta este zona de care... Ce, mamiță, ce ai văzut? Zona care se construiește... Ia uitați-vă câte macarale! Sunt o grămadă de vile, blocuri, duplexuri, o grămadă. Vile, mami. Blocuri, căsuțe și așa mai departe. Căsuțe multe.
Deci, dacă sunteți prin sectorul 3 sau în apropiere, puteți să veniți pe aici. Place că chiar e curat, uite, iarba arăta mult, mult mai bine înainte. Când am descoperit noi locul ăsta, cred că, nu știu, în primăvară să zic, voi, și era atât de frumos. Acum, nu știu, văd că nu s-a mai îngrijit așa, nu am mai avut așa multă grijă de el. Iar aici în față am descoperit data trecută, când am venit să mă plimb cu David, un bazin, bazin titan. La fel, dacă sunteți prin zonă și căutați un bazin de not pentru voi, pentru cei mici, puteți să intrați pe site-ul lor. Eu am căutat pentru David, dar s-a părut cam scump, totuși. Am văzut că au și tot felul de abonamente, voiam mai mult așa. Să vedem câteva ședințe pentru David, dar nu știu, era 200 de lei, ceva de genul ședința, și mi s-a părut mult. Fix aici. Haideți să vă arăt. Fix aici, semnând aici. Oricum, când treci pe lângă el, se simte mirosul de clor sau, mă rog, de piscină. Dacă vă întrebați ce se aude, este David, care mănâncă un măr și se joacă cu umerașul lui drag și scump, umerașul roz, de care nu mai scăpăm. De 2 săptămâni doarme cu el, mănâncă cu el, face baie cu el. Da, mămicile înțeleg. Mai repede, imediat, imediat. Ce ai văzut? Mizerie, ai dreptate. Sunt cutii de bere. Of, unde trebuia să le arunce nenea? Unde, mama? La gunoi. La gunoi, exact. A uitat să le arunce, cred. Adică, de cute, mulți. Aici pute mult? Da. Adică miroase urât? Adică, în alte. Adică miroase urât, da. Asta mare de lângă noi ce este, mama? Asta mare, ia uite-te până sus, până în sus. Ce este, mama? Nu văd. Oare nu vezi? Da. Nu cumva e o macara, banditule? Nu cumva e... Ce să văd? Mănușile. Uite mănușile, da. Muncitorii de aici, de pe șantier, au lăsat mănușile aici jos. Da. Da. De unde sunt eu, mama, furnicile astea? Vai, câte sunt. Tu vezi, mama, câte sunt? Da, multe. Multe. Dar unde se duc? Probabil. Probabil unde? Acasă, lui. La casa lor? La casa lor. De ce? E foarte curat? Casa. A, casa la ele este foarte curat? De ce, mama, furnicuțele sunt muncitoare? Da. Ai dreptate? Ia uite câte sunt, mama. Da. Wow, mulțumesc că mi le-ai arătat, David. Vezi ce mare ai crescut? Vezi? Uite, ca o gaură mare. E o gaură mare acolo? Ce s-a întâmplat? S-a stins lumina? Haide, mergem sus? Mergem sus. Hai, dar ce băia mare are mama, doamne, doamne. Tati, câți ani ai tu? 5. Câți ani ai tu? 5. Nu mai coboră, că vin eu. Haide. Ce? Lumina. A, se stinge lumina. Gata, am venit. Ți-am zis că este pe senzor. Senzor? Uh-huh. Ușor, ușor. Bravo, iubirea mea, bravo. Știu că ai obosit, bravo. Gata, dragilor, acesta a fost clipul de astăzi. Nu am filmat chiar o zi, am filmat o zi și jumătate. Este ora prânzului, să zic așa. Noi ne-am întors acasă. Acum intenționez să pregătesc așa niște schimburi și ceva de mâncare pentru David, fiindcă urmează să plecăm la nașii noștri pentru 2 zile, cred. Intenționez să continui și să fac un daily vlog de acolo, dar vedem, nu promit nimic.
Oricum, mulțumesc tare mult că v-ați uitat la acest clip. Eu sper că v-a plăcut, că ați rămas cu noi până la final. Cam așa se desfășoară o zi din viața noastră, cum nici o zi nu seamănă cu cealaltă. Și în fiecare zi facem altceva și altceva, dar în mare parte ați văzut cam la ce oră ne trezim, ce activități facem. Sunt tare curioasă ce părere ați avut voi, dacă v-ați plictisit sau dacă ați rămas cu noi până la final, ce ați avea de îmbunătățit, deci aștept cu nerăbdare feedback-ul vostru și până data viitoare v-am pupat. Ne vedem în clipul următor, să-mi ziceți dacă v-a plăcut și dacă mai continui cu această serie de daily vloguri. Am văzut că ultimele vloguri pe care le-am făcut chiar de la mare, de la rulotă, v-au plăcut tare mult și au fost foarte apreciate. Mulțumesc și eu pentru toate comentariile și vorbele voastre frumoase. Așadar, ne auzim în clipul următor. Nu uitați să vă abonați! Pa!